Datele recensământului din octombrie 2011 sunt alarmante. Populația județului Gorj a scăzut cu aproape 12%, iar, în schimb, locuitorii de etnie romă s-au dublat într-o perioadă de 10 ani. La recensământ, la momentul critic din 20 octombrie 2011, este de 341.594 de persoane. Aceasta reprezintă 1,70% din populația stabilă a țării. Ocupăm locul 28 în ierarhia județelor țării, exceptând municipiul București. Dacă îl punem și pe el la socoteală, ocupăm locul 29. Față de recensământul din 2002, am reușit să pierdem 11,80% din populația stabilă a județului, respectiv 45.714 persoane. Această situație se înregistrează din cauza plecărilor în străinătate a gorjenilor și a faptului că mor mai multe persoane decât se nasc. În aceste condiții se înregistrează o îmbătrânire a populației. Populația în vârstă de muncă scade, a scăzut dramatic populația tânără, de asemenea a scăzut populația peste vârsta de muncă, a crescut numărul de populație de pensionari. Și odată cu aceasta, deci, populația inactivă. În viitorii ani, cred că se va dubla acest fenomen, ceea ce va spori sarcina celor care vor trebui să întrețină populația pensionară. În municipiul Târgu Jiu există o populație stabilă de peste 82.000 de persoane.